Mișcat de forța vieții în el aprinsă, pământul s-a cutremurat în zori, iar garda din armata neînvinsă, cuprinsă e de spaimă și fiori. Sfărmând obezi și lanțuri milenare, frângându-i morții brațele ei reci, biruitor în lupta cea mai mare, Iisus e viu și viu va fi în veci. Și nu vor fi pe lume străji romane, nici pietre ca să-l țină în mormânt, căci biruind oștirile dușmane, Iisus e în cer și în inimi, nu în pământ. Triumfător s-a ridicat din glie, Iisus cel viu nu poate sta ascuns, iar când pe nori cu slavă o să vie, îl vor vedea și cei ce l-au străpuns. Cântați imnuri plini de bucurie, voi toți care ați gemut încătușați. Sfârșitul azi timpul de robie, Iisus e viu, iar voi eliberați. Din crucea lui curg valuri de iubire, ducând viață, pace în unda lor. Tresaltă azi și cântă omenire, Iisus e viu, tu ai mântuitor. Voi toți care zăceți fără putere și vă târâți viața prin noroi, Iisus a biruit prin înviere, Iisus trăiește azi și pentru voi. Și în ziua glorioasă a revederii, când vom zbura spre patria de sus, noi vom cânta în corul învierii cântarea biruinței lui Iisus. Biblia spune că dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Faptul că Hristos a înviat este un adevăr care se răspunde asupra eternității noastre. Într-o zi și noi vom învia. Cântecul ce urmează să-l cântăm e compus în urma unei tragedii. Un copil de vârstă fragedă a murit și părinții, în disperarea lor, n-au găsit altă soluție decât să aștepte ziua aceea, adevărul pe care Biblia spune, ziua în care vom învia. Dar pentru noi cei care suntem aici și poate cei dragi ai noștri s-au dus la Dumnezeu mai devreme, Paștele este o sărbătoare a speranței. Este o veste că într-o zi ne vom întâlni și va fi acel cor de îngeri care îi va cânta lui Iisus glorie mielului. Haideți să ne bucurăm în clipile ce urmează de această speranță a Paștelui.
multă pace am găsit când eram chiar doborât și zdrobit. Dacă aș fi, pot să spun că nu sunt frânt. Iisus a biruit și mormântul a părăsit. Victoria i-a lui, înviat e dintre morți și din mormânt. Când mă va chema fără lacrimi, fără dureri, voi ieși să zbor spre El, să-mi genunchez înaintea Lui spălat, înviat. E aproape acea zi când cei vechi va fi iar nou, tot ce-i va pieri. Prin Iisus toți vom trăi. Iisus a biruit și mormântul a părăsit. Victoria i-a lui, înviat e dintre morți și 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 fața lui o zăresc. Îl văd pe Iisus îmbrăcat în slavă, pe tron El e înălțat.
iar mai